folosit tot codepen.io pentru a crea, să spunem, o aplicație. E mult spus aplicație, dar e făcută cu JavaScript pur, fără nicio librărie. Exista și varianta folosirii unei librării externe, precum jQuery, care este extrem de utilă când vine vorba de a manipula, de a controla, de a gestiona elementele dintr-o pagină web. Haideți să vorbim puțin despre acest demo. Ce se întâmplă de fapt și de drept? Avem o listă cu sarcini și ar trebui să adăugăm niște sarcini, să le modificăm pe cele existente și eventual să ștergem. Avem trei fișiere, fișierul HTML, fișierul CSS și fișierul JavaScript. O să le luăm pe rând pe fiecare, să vedem ce fac fiecare. Bun, luăm prima dată fișierul HTML. În fișierul HTML reprezintă acele elemente pe care noi le vom vedea în pagina web. Fișierul HTML este executat, este pictat sau randat de către browser, acesta fiind Chrome, Mozilla, Firefox sau ce mai fost Safari. Este randat în ordine de sus în jos. Deci fiecare linie cu linie se execută linie cu linie și fiecare element, fiecare linie pe care noi o punem aici, este pictată, randată, să spunem așa, în pagina noastră. În cazul nostru, dacă e să ne uităm aici mai jos, vedem că fiecare element pe care l-am creat aici este desenat aici. Să o luăm pas cu pas. HTML, head, body, acestea sunt niște taguri, niște cuvinte cheie ce aparțin limbajului HTML. Pe acestea trebuie neapărat să le avem într-o pagină, pentru că ele definesc conținutul paginii respective. În partea de head putem să setăm un titlu al paginii, iar aici la link practic încărcăm un stil pentru pagina respectivă. Ce înseamnă acest stil? Este ca o, să spunem așa, un design. Facem un pic elementele să arate în felul nostru, să fie un pic mai mari, mai colorate, mai frumoase. Acesta este scopul unui CSS, unui fișier CSS. O să vă explic imediat ce face și acest fișier CSS. Mergem mai departe pe zona body și toate aceste elemente din body sunt create în formă ierarhică, să spunem așa. Prima dată o să avem un container, o să fie div-ul ăsta sau așa numitele blocuri. O să fie un container în care o să punem diverse elemente. O să punem cam tot în div-ul ăsta container. O să punem lista noastră, o să punem câmpuri de edit, de a adăuga informații, butoane și așa mai departe. Bun. Cum spuneam, aici o să avem un element de tip paragraf. Și în el am pus un label. Label-ul reprezintă o etichetă. Avem un câmp de tip input. Câmpul de tip input este acel câmp care ne permite să introducem date. Și un buton simplu adaugă. După care o să avem un alt element HTML de tip heading. Heading-ul este un fel de titlu care va avea un anumit stil. Folosim heading pentru a putea stiliza puțin și a face aplicația noastră să arate puțin mai bine. După care avem și o listă. Lista este definită de task-ul, de tag-ul UL și fiecare listă conține elemente. În cazul nostru, LI. Fiecare element dintr-o listă este definit după tag-ul LI. Bineînțeles, în fiecare list item, dacă e să ne uităm și aici, live, avem un text cu conținutul task-ului respectiv, sarcinii respective și două butoane, modifică și șterge. Aici, în cod, vedem eticheta noastră, label-ul, după care avem câmpul de tip input text. Acesta nu se vede momentan, dar o să vă explic de ce este ascuns. El apare de regulă după ce o să apăsăm butonul modifică. Și avem după care avem butonul de edit, cu modifică și butonul șterge. Aici la ambele butoane folosim așa numitele clase. Ce fac aceste clase? Aceste clase practic ne stilizează, ne înfrumusețează pe de o parte felul cum arată butoanele noastre. Dar pe de altă parte, aceste clase pot fi folosite și ca să selectăm din pagina noastră respectivele elemente. Să spunem că avem aici clasa Edit pusă pe un buton. Ce face această clasă, practic? Ne poate identifica butoanele care au acțiunea de a modifica ceva în proiectul nostru, în aplicația noastră. Să mergem mai departe. La final, avem scriptul. Scriptul acesta de JavaScript reprezintă fișierele, funcțiile, ceea ce scriem noi pentru
bucățile de cod, blocurile pe care le vom scrie, pentru a gestiona ce vedem în pagina HTML. De ce l-am pus la final și nu l-am pus la început? După cum spuneam la începutul prezentării, HTML-ul se execută de sus în jos. Deci va trebui să, dacă îl punem la început, s-ar putea să se execute niște chestii pe care nu ni le dorim sau s-ar putea să ceară niște elemente din pagină care încă nu există în acest moment. De asta e de preferat să punem scripturile JavaScript la final și apoi ne asigurăm în felul acesta că elementele pe care vrem să le gestionăm există în pagină. Mergând mai departe, bineînțeles, în zilele noastre sunt și alte tehnici, putem să-l punem într-un final și la început, dar sunt niște taguri, putem să-l facem async. Asta înseamnă că așteptăm să se termine totul de pictat, de randat în pagina web, după care chemăm și executăm acest script. Mergând mai departe, la stilul ăsta, style.css, o să vedem puțin ce face acest stil. O mulțime de proprietăți din acest stil ne permit înfrumusețarea elementelor din pagină. Nu o să intru în detalii la fiecare proprietate. Aceste proprietăți le putem găsi cu ușurință pe internet. Important este să știm să căutăm. Cum să căutăm, ce să căutăm. Ce avem nevoie? Avem nevoie de o culoare de background. Ok, cum o obținem? În cazul nostru folosim proprietatea background și dăm o culoare alb în cazul ăsta. Dar de unde știu că background-ul ăsta schimbă body? Ne apucăm și căutăm pe net. Change background color CSS. V3 scuze, o sursă de inspirație foarte bună, putem găsi o bază. Și în cazul nostru am găsit o soluție, background color. Da? Background color sau chiar background, ambele funcționează, e o ușoară diferență aici, dar am găsit soluția într-o secundă. Fără, poate nu știm instrucțiunea. Și așa mai departe, e valabil pentru toate elementele. Totuși aș vrea să vă prezint două, trei elemente, să vedem ce se întâmplă aici, ce fac fiecare. Avem un mod aparte de a defini aceste stiluri și putem să ne folosim de, să spunem așa, că avem un bloc. Blocul respectiv conține în interiorul lui un titlu. Ca să ajungem la titlul respectiv, putem să spunem în CSS că avem nevoie de numele blocului, din acest bloc am nevoie de tagul sau poate să fie un ID sau o clasă pentru titlul nostru și apoi putem să-mi spunem proprietățile. În cazul nostru, aici am făcut o chestie un pic mai complexă. Am luat elementul listă. Din listă i-am spus că vrem să luăm acele elemente lui pe care tocmai vi le-am arătat la pasul 1, adică acestea. Deci, cum spuneam, din listă, luăm elementele lui, da? După care din lui îi spunem acele elemente cu clasa .editMode și care să fie de tipul tip text, input. Dacă ne uităm un pic pe cod aici, el va intra în UL, în LI, apoi se va duce pe zona aceasta, input type text. Și în felul acesta ne va spune așa că pentru acest element, care este de tipul input type text, ce îi facem? Îi punem display block. Asta înseamnă că vrem să-l afișăm, să-l vedem. Deci în momentul în care există clasa edit mode pe un element, asta înseamnă că noi vrem să vedem acest element. Mai jos, avem aceeași situație, o situație asemănătoare, numai că ne legăm de această dată de label, de etichetă. În cazul în care avem edit mode, acea etichetă nu se mai vede, o ascundem. Display none. Practic dispare. O ascundem, da? Deci cu această chestie, aceste două rânduri, putem să afișăm și să ascundem anumite elemente în funcție de clasa care există acolo, pusă pe acel element. Să vedem și live ce se întâmplă aici, după care o să intrăm în codul din JavaScript să înțelegem mai bine ce se întâmplă. Live ar fi în felul următor. Punem un element, îl adăugăm, ne-a apărut în listă, putem să-l modificăm, putem să-i punem ce valoare vrem noi să-l modificăm. Bineînțeles, putem să-l și ștergem. Putem să adăugăm una, două și așa mai departe, una sau mai multe valori. Ele se vor adăuga una sub alta. Acum, trebuie să vedem puțin ce se întâmplă de fapt, cum se întâmplă acțiunea, cum se întâmplă magia aici. Cum? Cine pune aceste elemente în pagina noastră? Pentru că dacă ne uităm la pagina HTML, noi avem doar trei elemente, da? Avem doar trei list item-uri, să le numim. Dar totuși vrem să creăm elemente noi. Și aici vine JavaScript-ul să ne ajute. Bun. Pentru
fișierul nostru, am definit funcții, mai multe funcții, pentru fiecare acțiune în parte. Am creat o funcție pentru a crea un task, am creat o funcție pentru a modifica un task, o alta pentru a șterge și, ca să complicăm puțin lucrurile, am creat și o funcție pentru a seta niște evenimente pe un anumit element. De exemplu, avem un buton. Când apăs click pe el, vreau să execute o anumită funcție. Și pentru acest lucru am creat o funcție care practic setează aceste evenimente, aceste acțiuni pe un buton. Începem cu prima funcție, create new task element. Le-am folosit în engleză când a fost mai ușor. Vom face un task element în această funcție, un nou, să spunem, o nouă sarcină. Mai departe mai avem funcția adaugă un task, care va insera respectivul task, va introduce în pagina noastră HTML. După care avem funcția edit task, funcția care va modifica task-ul respectiv. Și în final funcția de șterge task. Și cum spuneam, funcția de bind task event. Asta ce face? Asta practic va seta, va pune pe un anumit element o anumită acțiune să se întâmple. În cazul nostru, când facem click, de exemplu, să se întâmple ceva. Vom reveni la această funcție mai târziu. Înainte de a executa orice funcție din această pagină, avem nevoie să ne preluăm elementele din pagină și să le ținem niște variabile, după care ne vom juca cu aceste variabile. Pentru început am luat variabila task input. Task input va ține acest câmp de tip input, pe care îl vedem aici. Va ține acest câmp input. Tot timpul, în task input, voi avea acces la acest câmp de tip input. Pentru a prelua un astfel de câmp, JavaScript vine cu aceste instrucțiuni. Putem să luăm un element după ID-ul lui. Dacă ne uităm din nou în HTML, ce este acesta un ID? Păi avem aici, după cum vedeți, input, type text și am pus un ID. ID-ul trebuie să fie neapărat unic într-o pagină, pentru că dacă avem același ID de mai multe ori, o să avem probleme. Bun, am stabilit un ID și mergem mai departe. Luăm elementul pe bază de ID. Ar fi una din soluții. Soluții de a prelua, de a lua un element din pagină, există multiple soluții pentru asta. Dar noi vom simplifica lucrurile și vom lua cu bază de ID, da? Și luăm new task. Mai departe, luăm butonul. Ce buton luăm aici? Primul buton din pagina noastră. În cazul nostru, butonul adaugă. Acest buton îl preluăm la fel. În cazul nostru, îl preluăm după tag name. Tag name, adică acel cuvânt cheie din HTML. În cazul nostru, buton. Button, în engleză, da? Și chemăm funcția cu această instrucțiune. Document.get by tag name. Acestea sunt niște funcții predefinite de la JavaScript. Nu le-am construit noi, sunt incluse în nucleul JavaScript. Ce face această funcție? S-ar putea să nu știm exact ce returnează, dar putem foarte bine să căutăm pe internet să vedem exact rezultatul unei astfel de funcții. Vedeți aici că am pus un 0. Ce se întâmplă? Asta înseamnă că funcția mea getElementByTagName nu va returna un element, ci îmi va returna o colecție de elemente. E posibil să am multe butoane în pagina noastră HTML. Uitați-vă, dacă ne uităm aici, avem 6, 7, 8 butoane. Eu când am să chem funcția getElementByTagName, o să-mi preia toate aceste butoane într-o colecție, dar eu am nevoie de primul buton. Prin urmare, voi folosi butonul 0. Voi spune poziția 0. Deci în toată această colecție de butoane, vreau să iau elementul, butonul de pe poziția 0. Cum povesteam adineaori la exemplu cu găsirea elementului minim, acolo ați văzut, aveam niște case, primul element din lista noastră cu case îl puteam accesa pe bază la poziția lui cu 0. Da? Deci aveam lista de elemente și poziția lui 0. Mai departe, voi mai păstra și această listă. Vedeți, aici am o listă cu elemente. Vreau să știu unde voi adăuga nou element. Prin urmare, o să iau această listă și o să o țin în variabila all tasks holder și o voi lua după ID-ul all tasks. Bineînțeles, dacă ne uităm din nou în HTML, o să vedeți că am pus aici un ID, ID all tasks. Și în felul acesta o să accesăm acest container, să numim așa, această listă. Pentru că în ea, mai departe, vom începe să adăugăm elemente. Mai departe. După cum vedeți, funcțiile sunt aici, dar în momentul de față nu sunt apelate. Mergem mai jos, mai jos, mai jos. Și avem această funcție. Add button, add event listener. Ce se întâmplă aici? Add event listener-ul ăsta ne permite să specificăm o acțiune. Pe acțiunea de click, de exemplu, noi vrem să executăm funcția add task.
Deci avem butonul nostru Add Button, care e primul buton din listă, adică acesta, da? Și pe acest buton noi o să chemăm funcția Add Task atunci când facem click. Da? Ce se întâmplă când facem click? Hai să ne uităm pe funcția Add Task. Mergem mai sus la funcția Add Task și o luăm linie cu linie. Dacă vreți o înțelegere mai ușoară a acestor acțiuni, puteți foarte bine să puneți un debugger în cod. Acest debugger, în execuția codului, va bloca, va opri execuția la linia unde a spus debuggerul și veți putea să mergeți linie cu linie apăsând F9. Veți putea să mergeți la linia următoare și așa mai departe. Să vedeți pas cu pas ce se întâmplă, de fapt, în acest cod. Pentru că atunci când vom executa, nu veți vedea exact cum merge pas cu pas, ci se va executa totul deodată. Așa că o sugestie ar fi să folosiți debugger, deși sunt și alte soluții, așa numitele breakpoint-uri pe care le puteți pune în cod. Facem și un demo live cu această funcție debugger ca să vedem cum funcționează. Bun, scriem ceva aici și când apăsăm butonul adaugă, ne așteptăm ca funcția add task să fie executată, da? Debugger is not defined. Ok, n-am scris corect. Debugger. Bun. Încercăm din nou. Și adăugăm funcția. După cum vedeți, s-a blocat toată execuția și ne-a trimis în codul nostru. Putem vedea codul în consolă. Și începem să executăm linie cu linie. Eu sunt pe un macOS, în cazul meu pe F9 pot să merg linie cu linie. Dacă nu mă știu pe Windows, ar putea să fie cu F10 sau F11. Mergem linie cu linie și vedem aici funcția console.log. Această funcție ne va afișa în consolă un rezultat, pentru că vrem să fim la curent cu ce se întâmplă pe aici. Și dacă apăsăm F9, ok, s-a dus prea departe, o să reiau puțin aici, pentru că se pare că F9 n-a mers cum am vrut eu. Mergem din nou cu F10, în cazul ăsta. Bun. Am apăsat F10, s-a executat funcția console.log add task. După cum vedem, în consolă s-a afișat mesajul pe care l-am dorit. Mergem mai departe. Facem o listă, facem un list item, adică un element de listă. Îl creăm în memoria virtuală, se cheamă asta. Pentru că nu-l punem nicăieri, doar îl creăm și îl ținem în această variabilă list item. Ca să creăm un element de acest gen, noi am mai definit o funcție, se cheamă create new task element și îi spun o valoare. TaskInput.value, acest TaskInput.value, va ști să-mi ia valoarea pe care eu o tastez aici, în acest câmp edit. Vreau să intru mai adânc în cod și o să merg în create new task function. Aici o să merg cu F9. Da? Și am ajuns în funcția create new task element. Avem aici parametru, task string, iar la acest parametru noi am trimis argumentul zzz, practic și ia valoarea de acolo, din input. Și începem aici să vedem ce se întâmplă linie cu linie, pas cu pas. Creăm list item-ul. Practic, în memoria virtuală, da, creăm un element de tip LI. L-am creat, l-am construit, îl avem aici. Mai departe, tot în memoria virtuală, creăm și o etichetă. Document.createLabel, createElementLabel, da? Am creat o etichetă, am creat list item, mai creăm și un câmp de tip input. Mergem mai departe, creăm și un buton de edit și după care mai creăm și un buton de delete. Mergând și mai departe, setăm la eticheta noastră pe care tocmai am creat-o, îi setăm valoarea task string, adică ceea ce am trimis ca argument la funcția noastră. Am ajuns într-un final la specificarea tipului de buton. Avem butonul ăsta de edit, trebuie să-i spunem că e de tip text. Edit input-ul e de tip text, adică e o zonă în care noi va trebui să putem să tastăm. Drept urmare, trebuie să specificăm și tipul, da? Vrem să-i punem și niște clase, pentru că, după cum v-am arătat în CSS, în funcție de ce clase avem, se întâmplă unele lucruri. Și avem edit button-ul pe care îl ținem aici într-o variabilă și putem să-i setăm inner text-ul. Inner text-ul va fi ceea ce vedem pe acel buton. Va fi textul respectiv. În cazul nostru va scrie modifică și adăugăm și o clasă. Îi punem clasa edit, cea din CSS despre care povesteam. Același lucru facem și cu butonul de edit, de delete, scuze. Butonul de delete, da? Îi spunem un text pe care să-l vedem și îi spunem și clasa delete. Mergem mai departe și aici se întâmplă magia. Magia constă în următorul lucru. În list item noi avem elementul nostru de listă, dar în interiorul lui, noi trebuie să punem toate celelalte elemente. În interiorul lui trebuie să punem label-ul, trebuie să punem
butonul de edit, trebuie să punem butonul de delete și trebuie să punem și câmpul nostru de text, de editare. Și dacă ne uităm aici linie cu linie, începe să-l pună. Prima dată a pus label-ul, apoi pune butonul, pune câmpul de edit, apoi pune butonul de edit și apoi pune butonul de ștergere. La final, returnăm acest list item, returnăm acest element din listă pe care tocmai l-am construit. Deocamdată doar îl avem, dar n-am făcut nimic cu el. Îl avem și stă în memoria virtuală, stă într-o variabilă. Și l-am returnat. După cum vedem, aici în list item, în momentul ăsta, păstrăm ceea ce a returnat funcția create new task element, da? Deci noi acum avem acces la elementul nostru, pentru că l-am salvat, să spunem așa, în această variabilă. După care, trebuie să facem acțiunea în sine, să-l punem în pagină, să-l vedem efectiv. Aici, în All Task Holder, noi am zis că am luat toată această listă, conținutul acestei liste. Ei, noi în această listă va trebui să injectăm, să introducem acel element din funcție pe care tocmai l-am creat. Și asta se face cu Append Child. Deci în funcția respectivă, în holder respectiv, punem elementul nostru. După ce am pus elementul, avem nevoie să stabilim niște acțiuni pentru acele butoane pe care noi le-am pus în elementul nostru, pentru butonul de adaugă și butonul de ștergere, butonul de edit și de ștergere. Și cum spuneam, avem funcția BindTaskEvent și îi trimit ca argument elementul meu nou creat. Haideți să intrăm puțin în funcția asta să vedem ce face. BindTaskEvent. Prima dată facem un console nou. Vedem dacă a ajuns, vedem ce se întâmplă aici. F10, pa, ne-a pus mesajul nostru. După cum vedeți, această funcție are ca parametru TaskListItem, deci aici în TaskListItem noi o să avem elementul nostru creat adineauri și vom începe. Ne vom ține butonul de edit. Butonul nostru de edit îl putem lua în acest fel, îl putem, să spunem, îl selectăm din elementul nostru de ListItem, îl selectăm folosind funcția QuerySelector de la JavaScript. Deci îi spunem că din părintele ăsta, din list item, mergem cu query selector și luăm butonul cu clasa edit. Atenție la clasă, punct edit, da? Iar la butonul de delete facem același lucru, doar că spunem buton.delete. Și el va ști să țină în variabila edit button, își va ține butonul de edit, în variabila delete button își va ține butonul de delete. Mai departe, setăm acțiunile propriu-zise care se vor întâmpla atunci când facem click. În JavaScript există funcția onClick. Când fac onClick pe ceva, pot să chem o anumită funcție definită în prealabil. În cazul nostru, pe EditButton, când voi face onClick, va trebui să chem funcția EditTask. Funcția EditTask este definită aici. O să intru mai târziu în ea. Și la fel și funcția de DeleteButton. Când apăs Delete, când fac onClick pe DeleteButton, chem funcția DeleteTask. Deci, cu alte cuvinte, ce se întâmplă? Am luat butoanele noastre, da? Și le-am setat niște acțiuni. După ce am făcut toate aceste lucruri, golesc câmpul meu inițial în care am scris valoarea aceea ZZZ, o golesc, îi pun task input.value, nimic. Punem un string goal, o valoare goală. Și cam asta a fost. Și s-a executat funcția noastră. Dacă ne uităm mai jos, ne-a pus aici elementul ZZZ. Acum, ca să vedem cum facem modificare și ștergere, o să mai pun un breakpoint, să vă arăt și totuși varianta cu breakpoint-ul, cum se face. Să vedem cum pot să punem un breakpoint. Hai să luăm cazul de delete. Avem funcția de delete task. O să pun un breakpoint, practic fac click aici în stânga în consolă. Și dacă o să apăs pe butonul șterge, de aici, se va opri execuția fix la breakpoint-ul stabilit de mine. Și chemăm funcția delete. Ce face această funcție? Haideți să o luăm pas cu pas. Bineînțeles, prima dată punem în consolă un mesaj, cum am făcut și în funcțiile celelalte. După care ne luăm să vedem care e elementul nostru din listă, părintele lui, cu alte cuvinte. Noi am făcut click pe șterge, da? Dar acest buton șterge face parte dintr-un alt element mai mare, care este list item. Da? Și putem să accesăm elementul mai mare, elementul din care face parte, prin funcția ParentNode din JavaScript. Și dacă este cu proprietatea ParentNode, pardon. Și când i-am spus ParentNode, deja în ListItem, dacă ne uităm aici în consolă și vedeți și când fac click peste ListItem, se colorează elementul nostru. Practic știm exact care element l-am selectat.
Mergem mai departe, avem nevoie și de listă, da? Că trebuie să știm de unde scoatem elementul nostru. Și lista noastră, lista cea mare, putem să o accesăm prin tot la fel parent node de elementul din listă. Deci dacă noi avem elementul din listă acesta, putem să accesăm părintele lui. Aici sunt mai multe variante. Bineînțeles, putem să ne folosim de containerul acesta pe care l-am definit aici, all task holder, în care ținem toate aceste elemente. Dar pentru a diversifica puțin și a complica puțin lucrurile, ne folosim de parent node, de această proprietate, da? Ca să avem acces la părintele lui. După ce am ajuns la părintele lui, îi spunem, chemăm o funcție din JavaScript, funcție din core-ul JavaScript, numită removeChild. Și trimitem ca argument la această funcție elementul nostru list item pe care dorim să-l ștergem. Prin urmare, această funcție va elimina din DOM, din pagina HTML, list item-ul selectat. List item-ul în dreptul căruia eu am apăsat butonul delete. Dacă ne uităm aici, dăm să ruleze F10, dăm F10 acum și vedeți că a dispărut din lista noastră. Același lucru se întâmplă și la edit. La edit, practic, se întâmplă o chestie, e un trick, să-l numesc așa. Ne jucăm puțin cu clasele de care povesteam la început. Haideți să ne uităm puțin și pe edit, că e destul de important și are legătură cu partea de CSS de care vă povesteam la început. Cu delete ne-am lămurit și acum ne uităm puțin pe edit. O să pun un breakpoint ca să o luăm iarăși pas cu pas. Apăs butonul modifică. Când apăs butonul modifică, după cum vedeți, execuția scriptului s-a oprit la breakpoint-ul pus de mână. Avem, ca și la celelalte exemple, niște console log-uri, niște afișări în consola noastră. Și mergem mai departe. Am mai făcut asta, luăm list item-ul, practic luăm părintele din care face parte butonul nostru de modifică. Am văzut care e părintele lui. După aia vreau să iau câmpul de edit. Câmpul de edit este acel câmp de input de tip text. Și acest câmp de tip input text, care inițial este ascuns, pentru că, după cum v-am povestit la început, și o să vă merg încă o dată, eu l-am ascuns în această metodă, în această modalitate, da? Să vedem, de fapt aici este, da? Aici îl ascundem. În lista noastră, în elementul de LI, câmpul de tip input text, inițial va fi ascuns, da? Acum noi l-am luat. Atenție, el încă este ascuns, nu-l vedem. Preluăm și eticheta, label-ul, după folosind query selectorul despre care am vorbit la pași anterior, și verificăm să vedem dacă există clasa edit mode pe acest list item. Deci dacă avem clasa edit mode, înseamnă că suntem în modul de editare. Și el face o verificare aici. Dacă această clasă conține edit mode, această clasă de edit mode, atunci ce facem? În cazul nostru nu o conține, deci ne apucăm să schimbăm puțin rolurile. Când este un input, îi setăm o valoare, când este o etichetă, punem în etichetă cu inner text. Punem, practic, textul pe care vrem să-l vedem pe acea etichetă. Dar, cum spuneam, când e câmp de tip edit, va trebui să setăm valoarea la acel câmp edit. Și asta e diferența. Unul din elemente se setează într-un fel, celălalt se setează în alt fel. Și ok, și după care, la final, aplicăm o metodă, o altă funcție din JavaScript, toggle, care dacă nu există, pune clasa edit mode, dacă există, o scoate. Asta face, cred, toggle mode. Dacă nu suntem singuri, putem să o căutăm pe net să vedem exact ce face această funcție. Și după cum vedeți, acum în DOM-ul nostru avem deja câmpul de tip edit text, pe care putem să-l prelucrăm, să îl modificăm și așa mai departe. Iar când apăsăm butonul modifică, din nou, se execută aceeași funcție, doar că de această dată, trecând peste acești pași, o să ajung la funcția care verifică dacă avem clasa edit mode. Da? Și în cazul nostru, clasa există, pentru că suntem în modul edit. Clasa există setată acolo. Ce se va întâmpla? Luăm eticheta noastră și setăm valoarea pusă în câmpul nostru de tip text. Și la fel facem toggle-ul la clasă, adică dacă există, eliminăm clasa edit mode.
Cam asta este acțiunea ce se întâmplă aici, pe edit, pe ștergere, pe adăugare. Ce am mai putea face aici? Am mai făcut o chestie pentru o chestie în plus, pentru că haideți să ne uităm puțin la pagina HTML. În prima etapă, pagina noastră HTML are trei list item-uri, da? O să dau un refresh, o să pun un spațiu ca să se reseteze totul. Ok, s-a resetat totul, da? În prima etapă avem trei butoane. Dar aceste trei butoane, după cum vedeți aici, ele nu au nicio acțiune. Eu dacă apăs pe unul din aceste butoane, fără să-i stabilesc o acțiune, nu se va întâmpla nimic. Drept urmare, am făcut o chestie în plus. Ce am făcut mai exact? Am o variabilă în care voi ține o colecție de butoane. Le iau pe toate aceste butoane. Și cum le iau? Le iau după class name. Get element by class name, care e o funcție din JavaScript. Și spun că vreau să iau după clasa edit. Și el îmi va lua toate butoanele din pagină. Atenție, toate. Pentru că din tot documentul, face căutarea în tot documentul, mi-a toate acele butoane care au clasa edit. În cazul meu o să găsească trei butoane. 1, 2, 3. Da? Apoi iau fiecare buton în parte într-o instrucțiune de tip for, adică voi parcurge colecția mea cu cele trei butoane în un array, cum povesteam și în faza 1 cu casele. Parcurg colecția mea de butoane și iau buton cu buton și la fiecare buton îi specific o acțiune. Când fac click pe butonul, primul buton, să-mi execute funcția de ștergere, dau un exemplu. Sau când fac click pe primul buton, să-mi execute funcția de modificare. Și acel lucru se întâmplă aici, în această instrucțiune de for. Mergem și parcurgem colecția noastră de la poziția 0 până la dimensiunea colecției noastre și ce facem? Luăm primul element, initial edit buttons di, adică elementul din iterația respectivă, din acel pas, și chemăm funcția addEventListener. Funcția addEventListener din JavaScript, practic asta face, setează un eveniment. Noi am luat în acest caz evenimentul de click, dar sunt o mulțime de alte evenimente. Putem să punem un eveniment de onBlur, de exemplu. OnBlur înseamnă că atunci când pierdem focusul pe un element, să se întâmple o acțiune, da? Sau putem să punem un double click. Când facem de două ori click pe un eveniment, să se întâmple ceva. Și noi asta am făcut aici. Practic am setat acest eveniment de click, am setat pe evenimentul de click funcția editTask. Iar mai jos facem fix același lucru, doar că în cazul acesta luăm butoanele de delete, butoanele de ștergere. Și la fiecare buton de ștergere îi specificăm că atunci când facem click pe el, să chemăm funcția delete. Cam aceasta este mini aplicația făcută cu JavaScript pur. Bineînțeles, se poate folosi jQuery, o librărie JavaScript, care ne permite să avem acces mai ușor la elemente, nu mai e nevoie să rescriem o grămadă de lucruri, pentru că jQuery vine la pachet cu o mulțime de funcții și e suficient doar să folosim acele funcții. Asta a fost tot. Vă mulțumesc!